Fără 5 jucătoare și fără aportul publicului, handbalistele de la SCM Dunărea Giurgiu au fost pradă ușoară pentru CSS 6 București, ocupanta locului secund în clasamentul la zi al campionatului național rezervat juniorilor 3, seria E. Jucătoarele din capitală au luat un avans considerabil încă din prima repriză, scor 16-7, iar actul secund s-a desfășurat în aceeași notă de dominare autoritară a celor de la CSS 6. Rezultatul final al partidei disputate sâmbătă în sala sporturilor Chauncey Hardy a fost 34-13. Trebuie menționat și faptul că aproape întreaga echipă de la SCM Dunărea a fost formată din jucătoare mai mici, junioare 4, după sancțiunile dictate de Comisia de Disciplină din cadrul FRH. Pentru SCM Dunărea urmează două jocuri în câteva zile, pe 31 ianuarie la Buftea cu Olympic RFH și pe 3 februarie pe teren propriu cu ACS Tonus București. Cele 5 jucătoare suspendate vor reintra abia sâmbătă, dar sala sporturilor Chauncey Hardy se va disputa tot cu porțile închise, spectatorii urmând avea acces abia pe 17 februarie la meciul cu CSM Unirea Slobozia.